Chipciu și-a amintit astăzi de drama pierderii tatălui său, răpus de o boală incurabilă. Fotbaliștii lui U Cluj, în frunte cu Chipciu, au fost invitați la o conferință medicală. Acolo s-au întâlnit cu fanii. Chipciu își face des analizele și mănâncă sănătos. Am avut și eu o problemă în familie cu tata și de asta sunt mai interesat pe partea aceasta. Tata a murit și a murit de cancer.